Parlamentarii Florin Pâslaru și Bogdan Ciucă au reușit în prima fază promovarea unui proiect legislativ prin care au fost închise magazinele de vise. Am reușit anul trecut să reînființăm Agenția Națională Antidrog. Am reușit anul trecut să determinăm guvernul Boc să dea câteva ordonanțe, câteva hotărâri în acest domeniu. Am reușit să stârpim din acele magazine așa numite de vise care generează coșmaruri. Dar nu s-a rezolvat problema. Anul acesta, zi de zi, îl considerăm o bătălie cu aceste etnobotanice. Comercianții de etnobotanice au găsit o nouă metodă de desfacere a mărfurilor, care este monitorizată de polițiștii gălățeni. Am vorbit cu repetate rânduri cu domnul Lefter, cu inspectorul șef de la poliție, dar numai cu dânsul și cu factorii de răspundere cu domnul Abraham de la Antidrog, cu cei din conducerea Inspectoratului General al Poliției. Se pare că în contextul legislativ actual, ei au rezolvat o parte din probleme cu magazinele de vise, cu etnobotanice din magazinele astea, sex shop-uri, parcă se numesc. Dar e o mare problemă cu vânzarea acestor plante etnobotanice prin internet. E, aici vreau să vă spun că și noi avem o mare problemă, noi politicul, cei care vrem să ne implicăm în acest lucru. Am vorbit și cu Dan Nica, și cu Bogdan Ciucă, și cu Lucreția Roșu, cu colegii mei parlamentari cu care mă întâlnesc foarte des și căutăm acum soluții legislative în așa fel încât să putem interzice vânzarea acestor plante, acestor droguri ușoare prin intermediul internetului. Este foarte greu. Am căutat soluții și am căutat să vorbesc și am acceptat orice fel de sfaturi de la foarte multă lume. E greu să combatem acest lucru după internet, dar asta nu înseamnă că dăm înapoi. Găsim o soluție pentru că vedeam și la spitalul de urgență din Galați. Sunt extraordinar de multe cazuri cu oameni care vin și se plâng de copil după ce îl duc la urgență ca să-l aducă într-o stare cât de cât normală. Atunci când așteaptă, încep să plângă: domnule, uite ce mi-a făcut copilul meu. Era premiant la școală, era un băiat bun, era un băiat cu minte, își vinde hainele, fură din casă. Sunt foarte multe lucruri care pe noi ne obligă să găsim o soluție în așa fel încât să interzicem total chiar și vânzarea prin intermediul internetului acestor plante. În ceea ce privește stoparea vânzărilor pe internet, poliția nu poate face nimic, mingea fiind tot în curtea Parlamentului. Comercializarea acestor produse pe internet este liberă. Totuși, este un pas înainte pentru că copiilor le era mult mai facil să se ducă în acele magazine. Nu toți comandă pe calculator aceste produse. Mai există, mai înregistrăm cazuri când unul comandă pentru mai mulți, au fost identificați. Florin Pâslaru se va întâlni în această săptămână cu primarul Galațiului pentru a căuta soluții administrative prin care să stopeze vânzarea drogurilor ușoare la sex shop-uri.